Săptămâna 1 martie este dedicată doamnelor și domnișoarelor, indiferent dacă sunt sau nu mame. Alegerea unui cadou pentru Ziua Femeii nu este un lucru ușor, mai ales atunci când domnii doresc să le ofere femeilor din viața lor cadoul perfect. Chiar dacă mulți bărbați au ales să le ofere partenerelor o seară de neuitat la restaurant, o mare parte dintre femei preferă să petreacă ziua de 1 martie acasă, în sânul familiei. Cum veți petrece ziua de 1 martie? Probabil acasă. Simplu. Simplu și la obiect. Acasă sau la țară, perioada de vară stăm la țară. Poate mi-a și mie soțul ceva. Ziua de 8 martie o voi petrece în familie, cu soțul, cu copiii. Dacă în anii trecuți primul loc în preferințele doamnelor îl ocupau bijuteriile, parfumurile și articolele vestimentare, anul acesta femeile își doresc să primească un lucru cât de mic, pentru că, spun ele, doar gestul contează. Primul loc în topul preferințelor acestora îl ocupă buchetele de flori. Giurgiuvencele spun că niciun cadou nu se compară cu o floare dăruită din toată inima. Ce cadou v-ar plăcea să primiți? Sănătatea e cea mai importantă și familia. Nu cadouri materiale. La mine sunt alte valori. Educația, respectul, bunătatea, iubirea. Asta e cea mai importantă. Eu știu, ceva semnificativ, dacă e, dar să fie. Ceva util. Da, nu știu ce. Ceva util, nu știu. Orice. În general, flori sunt cele mai importante și cele mai frumoase. Aduc și zâmbete, bucurii, aprecieri, ca soție, ca mamă și îmi plac cele mai mult. Fie că aleg un parfum, fie că optează pentru un aranjament floral, domnii nu au cum să dea greș în fața femeilor importante din viața lor, atâta timp cât le va oferi partenerelor, pe lângă darul ales, un zâmbet larg urmat de o îmbrățișare călduroasă.